Ziua Europei este unul dintre simbolurile europene menite să promoveze unitatea în rândul europenilor, iar din acest motiv, drapelul Uniunii Europene a fost proiectat joi 9 mai 2024, începând cu ora 21 pe fațada Palatului Parlamentului din București. Deputatul Partidului Național Liberal Liviu Ioan Balint a transmis cu privire la evenimentul marcat, sărbătorit împreună cu colegii săi. În fiecare zi de Ziua Europei, pe 9 mai, am sărbătorit pacea și unitatea în Europa. Data marchează aniversarea momentului istoric reprezentat de Declarația Schuman, care a propus ideea unei noi forme de cooperare politică în Europa, care ar face ca războiul dintre națiunile Europei să fie de neconceput. Propunerea lui Robert Schuman este considerată a fi piatra de temelie a Uniunii Europene. Arcul de Triumf din București, Palatul Parlamentului și Palatul Victoria din București, importante repere arhitecturale din Uniunea Europeană, au fost iluminate într-un spectacol incredibil de lumini pentru a marca 9 mai, Ziua Europei, dar și numărătoarea inversă, cu o lună înainte de alegerile europene, care se vor desfășura la nivel european în perioada 6-9 iunie. Pe lângă clădirile care au putut fi observate în București, vreau să vă mai spun că în România au fost iluminate și clădirile primăriilor din orașele Arad și Cluj. La mulți ani Europa, la mulți ani dragi europeni, la mulți ani dragi români, cetățeni ai Uniunii Europene. Doamne ajută!